Salutare tuturor, mă numesc Eugen și bine v-am regăsit la al doilea episod din Răspunde Corect sau Cazi în Piscină. Neapărat abonați-vă deoarece urmează challenge-uri extreme pe acest canal duse la un alt nivel. Acum haideți să vedem concurenții acestui challenge. Sunt gata să-mi iau revanșa de anul trecut. Challenge-ul trecut am fost prezentator, acum trebuie să iau parte la acest calvar. Salut băieți, ce mai faceți? Binișor! Aflându-ne pe acest scaun, Adi nu aș zice că bine. Și de ce mă bucur eu? Pentru că este un loc liber, așa că Vlada, hai sus, fuguța! Nu, Adi, locul meu nu este aici pentru că astăzi eu voi prezenta acest challenge. Ok, Vlada, și cine e al treilea participant? Crispin? Stai, Moca? Îmi pare rău să vă dezamăgesc, băieți, dar nu e nici Moca și nici Crispin din câte văd. Am venit din nou eu, așa că să înceapă nebunia. Ce faceți? Eu, bine! Cred, eu nu trebuie să mă urc acolo, Andreea, da? Trebuie să urci pe acest scaun. Eu da. Cred că nu trebuie să... poate totuși Moca sau Crispin, nu poate... Sus. Pa. Nu e niciun chiron aici? Nu. Cei care privesc pentru prima oară acest challenge, vă voi explica regulile. Fiecare din acești participanți vor răspunde la diverse întrebări din diverse domenii. Cine va răspunde corect va primi un punct, iar cel care va greși va avea ocazia să facă baie în piscină. Respectiv, participantul cu cele mai multe puncte va câștiga acest challenge. Pe ecran veți avea întrebarea, iar pe telefon veți avea 4 variante de răspuns. De pe telefon veți apăsa răspunsul care credeți că este corect. Sunteți gata? Da! Nu contează oricum, începe concursul! Să vedem prima întrebare. Prima întrebare avem, care este capitala Turciei? Avem 4 variante de răspuns. Baku, Ankara, Dakar sau Istanbul? Este prea ușoară această rundă, da. Pentru că toți știu că toate serialele turcesc se filmează în... Istanbul! Gata! Avem panoul și putem să votăm! Gata, bun! Băi, eu nu m-am uitat la niciun serial turcesc, însă eu știu. Și eu știu. Gata. Acum este timpul să aflăm cine a greșit. Nu voi spune nimic, dar... voi tăia o funie. Eu vă zic să închideți mai bine ochii, să fie așa o intrigă. Deci. Adi, tu chiar nu te uiți la serialele cu tine? Deci, nu știi că Ankara e capitala? Băi, nu e Islam? Nu mă uit la serialele turcești, îmi pare rău, însă o mențiune, băi, am căzut în slow motion. Cum adică? Adică scaunul foarte greu s-a dat pe spate. Adi, răspunsul corect este Ankara, sper că vei memoriza mai bine astfel geografia și capitalele țărilor europene. Da? Cred că Adi o să țină minte pentru totdeauna care este capitala Turciei. La sigur. Eu cred că dacă lecțiile la școală s-ar face în așa mod, elevii ar învăța mult mai bine, nu? Da! E o idee foarte la evaluări! La teste să faci așa, la bac să fii pe spate, dacă greșești, hop, în apă. Și să mai fie în apă și niște crabi sau da, ceva. Pirani, eu cred că dăm toți bacul pe 10. Ia fi să te așa. Nu! Așa e! Eu aș vrea înapoi în piscină. De ce am venit? Hai din prima întrebare și te-ai dus în apă. Dar nu mă uit la seriale. Mamă, deci acum toți care îmi dădeau hate la seriale turcești și spui, vedeți că nu-i pierdere de timp, mi-am salvat viața, mi-am salvat, puteam să cad acolo eu prima, vedeți? Iar acum urmează a doua întrebare din challenge-ul nostru extrem. Cine vrea să facă o baie? La sigur nu eu. Aici pune sunetul ăla. Crin, crin, crin. Că nimeni nu vrea.
Să vedem a doua întrebare. Care este cea mai înaltă cascadă din lume? Niagara, Angel, Yangtze sau Cascada Fox? Care, băi, care? Niagara. Eu tot nu știu. Am auzit de Niagara, dar nu știu dacă e ea. Sper să fie răspunsul corect. La fel și eu. Deci dacă nu mi-ați șoptit bine... Cine ți-a șoptit? Stai, cine a șoptit? Nimeni, nu. Ok, am votat, da? Da. Să vedem. Eu zic să ne uităm în sus. Cine să fie răspuns greșit? Să fie oare Eugen sau să fie oare Andreea? Ha! Ești bine? Mi-a intrat apă în nas. Hai, Andreea, răspuns că e Eugen. Tablada! Superman! Superman! Eu mă chem! Ce asta? Te-ai bucurat că am căzut și fac baie, da? Eu după mi-am dat seama că răspuns că e Eugen. Ești nașpa la geografie. Stai, or să fie numai întrebări de geografie, de vârfuri, de munți, înălțime. Acum sper să nu urmeze întrebări de matematică sau... Mamă, dacă dă de mate, cad eu prima. Se vede că Andrei e bună la geografie, nu ai lipsit, văd că la lecție, în comparație cu băieții. Eu mă simt ca într-un aquapark, deja a doua întrebare. Dacă tot challenge o să cad, doar asta o să fie foarte fain. Începe să-mi placă acest challenge. Oh, nu! Da, și mie mi-ar plăcea dacă aș fi acolo unde stă Vlad, de jos, bine. Sunt o norocoasă, dar hai să vedem a treia întrebare. Care este... cel mai înalt vârf de munte din lume? Nu, iarăși geografie! Da, geografia. Mama, asta chiar e ușor. Kilimanjaro, eu știu. Mont Blanc, Everest sau Omu? Eu gata, deja am votat. Hai să vedem cine cade, la sigur de gata. Ne punem pe poziții. Nu știu, Adil, acum ai răspuns la celelalte întrebări. Cam aș pregăti să sar din nou în piscină, să cad. Ați ales variantele de răspuns? Da. Avem un răspuns greșit. Și răspunsul greșit este... Deci, răspunsul corect... De ce ești legat? De ce ești legat? Ce? Nu! Sper că vă place ce vedeți voi aici, pentru că asta e chiar dus la extrem. Dacă în challenge-ul trecut vi se părea că e horror, acum e și mai mult, pentru că apa e extrem de rece și adâncă. Așa că apăsați numai decât pe butonul de like dacă vă plac astfel de episoade și mai vreți să le vedeți! Hai că a început să-mi placă, să vedem următoarea întrebare. Țara cu cea mai mare populație de pe glob. Asta e ușoară. China, Japonia, India sau Rusia? Hai, eu am votat deja. Sper să fie răspunsul corect. Ok. Stai un pic! Nu, nu știu. Bă, hai. Și dacă am greșit? Două persoane au răspuns greșit, dintre care... De ce se miște? Și a doua persoană a fost mai greu. Stai, mai avea persoană? Bombă! Am răspuns corect! Te-ai lovit? Gata, Andrei e minus! Băi, trebuie, mi-am pierdut ochelarii cu apă! Nu cred! Mama, ai grijă să nu-i calci! Deci acum continuă vlogul, căutăm ochelarii în față! Challenge! Cine găsește ochelarii primește 1000 de euro! Mama, eu m-am lovit atât de tare la spate când am căzut! Deci, din păcate, nu este Rusia, da? Nu știu, eu când am auzit asta am zis gata, Rusia, clar, Rusia, dar aparent care e răspunsul corect? India. Care
India. Rusia! Rusia! Cam așa a sunat răspunsul meu și al lui Adi. Nu știu cum să nu știi că... Trecem mai departe. Mă, dar de ce nu? Eu nu am pus Rusia, eu am pus China. Credeam că, mă rog, acolo sunt mulți, știți cum, care e treaba, mai mare populația, însă vă jur, eu nu mai cad. Gata! Eu m-am săturat, serios. Deci eu cel mai prost din toți? Da. Băi, nu știu, mă! Asta e ok? Mare dislike, toți dislike, vă rog eu mult de tot, dați un dislike la Orange Blue, cum mi-am făcut prank, da? Deci vă dau dislike la video ăsta, ajut. Îmi pare rău pentru cei care suferă, dar nu este finalul. Să vedem următoarea întrebare. În ce ocean s-a scufundat Titan? Wow. Hai că la Titanic chiar nu m-a uitat. Nu, nu, uitat? Nu m-a uitat! Mamă, e cel mai prost de la jocul. Bă, vă dați seama că Titanic-ul făcea jur... Haide. Păi, și așa de greu să joc. Hai să fie asta. Hai, pune-o, nu copia! Nu copia! Nu copia, pentru că luam cum, nu văd. Hai să luăm așa. Adi, poate fi oriunde! Păi, pune-o! Care-i? Hai, apasă la... Pune Pacific! Pacific este corect! Pune Pacific! Am pus Pacific. Avem un răspuns incorrect! Unu? Îmi pare rău, dar răspunsul corect de data asta este... Ce trebuie? Care este răspunsul? Doar eu nu am răspuns corect. Da, eu ce. A, de data asta m-a plesnit apa. Te-a plesnit? Da, da, e. E din Moldova. Deci, care a fost răspunsul corect? Atlantic. Atlantic. Stai, tu okay. Mi-ai spus de Pacific. Tu chiar credeai eu că e Pacific? Știam. Ce ai pasat? Nu mai știu, India, probabil. Întrebarea este una destul de simplă, dar totodată complicată. Cât este ora acum? Avem câteva variante de răspuns. Ora 13 și 12 minute, 13 și 14, 13 și 16 sau 13 și 18. Mamă, dar ce întrebare grea, Vlada. Da, Vlada, extrem este de grea. Chiar grea. Mi-a pus milă de voi să vă văd atât de... Hai să vedem. Să vedem răspunsul. Hai, pe cine tai? Să vedem răspunsul. Cine tai? Da, chiar sunt curios. Deci, Vlada, dar nu ai luat în calcul că noi avem în colț sus ora la telefon? Dacă n-aveam telefonul, răspundeam corect. Eu cred că echipa Orange Blue pentru prima dată în istorie s-a pierdut. A făcut o greșeală. Hai să, eu zic să trecem la următoarea întrebare. Eu zic să nu vă plângeți. Mai bine ziceți mulțumesc, pentru că v-am dat o șansă, nu? Să nu mai fiți atât de... Data viitoare, sigur nu ghiciți, 100% nu ghiciți. Să vedem întrebarea. De câte ori se aude cuvântul Mercedes în piesa Benz Shot? De 6, 9, 5 sau 12 ori? Aaa, piesa noastră și... Păi, dar n-aveți cum e piesa voastră, trebuie să știți. Da, dar este un cuvânt care se repetă de nenumărate ori și... dansat cândva să numărăm, adică trebuie să ghicim acum. Stând în studio de atâtea ori, niciodată nu am numărat. Și eu care voiam să copii de la ei răspunsul, că e sigur o să știe, dar de fapt nu știu. Așteptați un minut și ceva ca să repetăm piesa în cap. Nu, hai, eu zic cu răspuns. Hai, Eugen, pune-o. Stai un pic, stai un pic, duceți-vă chiar acum în comentarii și scrieți de câte ori în piesa Mercedes-Benz se zice acest cuvânt și dacă nu știți, intrați pe YouTube, ascultați piesa cum a făcut acum Adia, spus-o în capul lui. Veniți pe YouTube, scriți aici la vlogul ăsta de câte ori se pronunță Mercedes-Benz în piesă. Dacă răspundeți greșit, cădeți în piscină. Da. Eu deja am calculat, să zicem așa, și sperăm că este răspunsul corect. Ha! Mercedes-Benz
s-a spus de cele mai multe ori. Andreea, la sigur ai ghicit, adică... Acum cum stai. Cum noi cântăm piesă și... Mercedes Benz 6, mă pare portocale, mă, că vezi că așa... Nu, am greșit. De câte ori măcar? 12. 12 ori? De cele mai multe ori, băi. Era cel mai mare răspuns. Mercedes Benz 6. Ăla okay. Care cântă refren. Andreea, de fapt, este o fană îndrăită a Orange Blue. Se pare că în fiecare zi ascultă această piesă de știe răspunsul, nu? Mai prins, Vlada. Băieți, rușine să vă fie. Rușine! Andreea, de ce și voi nu? Mai ziceți că nu știți nici versurile piesei. Nu plânge. Da, dar nimeni nu numără câte... Uite, da, Andreea numărat! Păi, dar nu era evident că... Ai ghicit! Bine, am ghicit, dar acum ați zis, da, chiar... Nu, eu sunt sigur că Andreea e un fan sub acoperire. Orange Blue? Câte vizionări are la moment episodul Cine iese din sicriu, partea întâi? Deci avem 4 variante de răspuns. Eu verific chiar acum câte vizualizări sunt la acest episod și vă rog să lăsați răspunsurile. Stai, aici este o diferență doar de nici nu de câteva mii, dar de câteva sute, adică probabilitatea să ghicești. Care e 100 la 1 în genere, 4 deja merge mult. Ne punem pe spate și... Relaxați-vă! Ce culoare ați ales fiecare? Albastru, galben, roșu! Oh, mă nețești! Mulțumesc, Dumnezeu, a răspuns o, iarăși am pierdut! Cum la naiba? Noi nu știm piesa noastră, nu știm primul episod cu cel mai multe vizionări de pe canal și Andreea le știe. Și am impresia că m-am mutat la eu am zis că e fan sub acoperire. Ții minte, ai imagine fotografică sau ce? Da. Eu acolo acasă, multe ecrane, scheme, diagrame, câte vizionări. Am postere cu voi, sunt fană numărul 1. Stăteau verișorii prin cască și îi spuneau răspunsul ăsta. Iare cască. Magnetul, rete! Marco, mulțumesc. Ești pe fir, hai, răspund, întrebarea următoare, Marco, te rog eu să fii atent, da? Andreea folosește japoneză. Să vedem următoarea întrebare. Ce mărime port la picior? Cine? Tu? Eu. Stai să caut pe Google. 37, 38, 36 sau 39, vă rog. Așa. Îți vede nimic oricum. Stai. Plouă? Marco! Nu, 36 nu, nu, Marco! Aici nu cred că să știi. Marco, cum adică nu știi, Marco? Roșu. Oranj. Tu? Culoare. Aaaa, îmi stau pe oranj. Nu, roșu. Gata, lăsați. Nu, oranj. Nu vreau să prob. Hai, la dată, zi care verde. Oranj. Dai, dacă eu prima, te rog. Deci, răspunsul final la fiecare. Gata. Roșu! 36. 36, 36. Tu 36? Eu 36. Vine, Marco! Și-am vrut să pun 36, mulțumesc că am pus 37. Marco, mulțumesc, Marco. Nu te-ai așteptat. Te lovi? Să-ți că eu deja sunt cleștat, așa să-mi iert doar. Nu! Am trosnesc toate oasele. Deci cât are la picior? 37, da? Ok, o să știu că de ziua Vladei se cumpără încălțăminte cu mărimea 36. Nu 37, 36. Vlada, asta era după mărimea chineză, gen... Ui, scoate iar. Da, după mărimea chineză, așa că eu am răspuns corect. Da, tai. Eu așa mă sor încălțăminte. Cred că mai bine mi-ascundeam picioarele, pentru că îmi pare rău că au câștigat. Să vedem următoarea întrebare. În câte thumbnail-uri am apărut pe canalul Orange Blue? Ce? Iarăși! Haide, măi, pe buze! De 7, 8, 9 sau 6 ori? Zi-mi repede să nume. Este la fel ca piesa Ben's Shot, adică... Nimeni nu stă să numere, de unde să știm? Păi, dar de unde să știm? Pui întrebări doar cu tine. Doamne,
mai întreabă și care sunt florile tale preferate, mâncarea ta preferată, de unde și poate fi orice, adică chiar decide. Păi asta e și ideea, ați venit să stați în față, ați venit să faceți baie. A, deja sunt woodpân. Care este răspunsul, Eugen? Verde. Andreea? Verde. Adi? Prima întrebare care rămân în picioare. Cei care țin cu mine. Nu a filmat. Băi, ce întremură. Băi, vorbesc sau și fac? Nu a filmat. Deci eu sunt sigur că am răspuns corect datorită like-urilor voastre la episod. Mai apăsați, cine nu a apăsat, să apăsați, pentru că eu așa mă încarc cu energie și cunoștințe, cu like-urile voastre. Marco pe bune? Marco, Marco verde? Marco, tu nu puteai să verifici? Gata, hai, hai. Gata, mi-a scos casca, gata. Nu mai am încredere. Stai, verde a fost, sau că... N-a fost verde. Câte video are postate Andreea pe canal? Acum noi trebuie să facem. Da. 482, 483, 484 sau 485? La sigur și Andreea stă și nu știe care este. Marcu! Stai un pic, Andreea are mai multe videouri decât noi? Păi, canalul meu de... Păi, nu știu dacă știți, dar canalul meu de YouTube l-am început, are deja 4 ani. Deci de 4 ani. Am luat 8. Pe bune? Noi 8 ani avem. Și aveți mai puține clipuri? Da, 300 și ceva. Deci vedeți, eu sunt mai încărnicuță. Și ăla pe... Nu! Da! Eu nu am încurcat! Eu nu am! O greșeală! Hai, m-am lovit de scaunul Andrei, da? Cine e? Nici nu m-am așteptat că nu o să fie răspunsul. Vezi, dacă nu știi câte clipuri am pe canal, vezi? Da, eu păi chiar e rușine. Mi-a intrat și apa în ureche. Mai aveți încă 4 întrebări. Câte minute și secunde are episodul Ține balonul pentru a supraviețui de pe canalul Andrei? Din aceste 4 variante, vă rog să alegeți. Iarăși este o diferență foarte mică. Mai trebuia să pui și cu milisecunde. Gata, eu pun răspuns. Hai! Ce culoare are Eugen? Albastru, pe tine. Și eu aș... Albastru? Hai! Stai încă o dată. Ce culoare are Eugen? Albastru. Trații! Eu am spus că Eugen a făcut soată identitatea. Maria, iartă-mă, te rog, Eugen să-i de spate. Dar durerea din spate, din păcate, nu se alină așa. Eugen, Spider-Man! Urmează întrebarea roșie. Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar? Ar trebui să fie foarte corect, nu cred că e greșit. Sau dacă ar fi fost greșit, la editură îl schimbă, adică... Hai, ne-a găsit trei filozofi. Eu cred că niciun cuvânt nu este greșit. Eugen? Ce părere ai? Filozoful Eugen. Greșit? Poate. Nu, incorrect. Da. Incorrect. Susțin cuvântul incorrect. Incorrect. Eu cred că niciun cuvânt, eu cred că e întrebare capcană și niciun cuvânt. Adică nu, eu tot cred așa. Toate cuvintele sunt corecte. Eu la fel cred așa. Toate cuvintele sunt corecte. Dar tu? Incorrect. Toate eu rămân la incorrect. Hai. Să vedem cine. Capul sus. Hai să vedem cine le mai. Nu! O să trăiți că un. Deci răspunsul meu, deci da.
ideea asta, pentru că eu am mai auzit undeva că e incorrect, e scris greșit, dar totuși m-am gândit, hai să mă bazez pe Adi, hai să mă bazez, poate are Abi, poate are Adi de greșit. Adi! Mai hacurile lui Adi! Adi, nu mă mai bazez nici pe vorul meu, Marcu, nici pe tine, să știu. Niciodată o să nu aveți încredere în mine. Aparent, în challenge-ul ăsta, eu am fost mai mult în aquapark. La mine a fost challenge de câte ori cazi în bazin. Mă doare spatele. Eu la următoarele sigur răspund corect. Aceasta a fost o întrebare capcană, evident, evident, cuvântul incorrect este scris în dicționar. Logic, nu? Ba, da, era logic, dar eu am spus că e incorrect, e răspunsul corect, dar m-am luat după azi, nu știu de ce. Trebuie să crezi mereu în tine. Următoarea întrebare, vă rog. Tatăl Mariei are 5 fete. Ana, Irina, Nina și Alina. Cum o cheamă pe a 5-a? Vă rog să-mi spuneți răspunsul. Eu nu știu, dar fata de dreapta. Pot să vă ajut puțin? Vă uitați la imaginea din această poză? Vă uitați la această poză, la aceste fete, la aceste și cam vă dați seama care este răspunsul corect. Da, eu cred Maria. Nu vă bazați pe mine. Da, Maria. Mama. Stai un pic, dacă a zis Adi Maria, eu n-aleg Maria. Schimbați tot. Bine, hai, Maria. Maria, toți Maria. Maria! Da, credem toți. Ce să zic? Îmi pare rău, dar cum ați fi putut să greșiți toți, adică? Nu! Ce? V-am zis să fiți atenți la această imagine, la aceste fete, pentru că răspunsul este scris chiar aici. Îmi pare rău, dar ați câștigat toți. Gata, putem coborâți. Nu, mai nu! Încă o întrebare! Încă o întrebare. La naiba, la sigur. Am ajuns la ultima întrebare, cea decisivă, și vom afla câștigătorul. Pe ce dată a fost postat primul video de pe canalul Orange Blue? Eugen Cani. Apăsați variantele de răspuns. Varianta roșie. 30 iulie 2014. Stai! Cum să nu știi când ai postat? Cum să nu știi? Deci dacă noi 30 iulie, eu zic 29. Să fie 29. Ce? Deci v-am zis eu, de fapt, sunt fană Orange Blue, de asta am răspuns la date corect. Care este răspunsul corect? Vlada! 3 iulie 2014. Am încurcat o zi. Am întrebare pentru voi. Cum credeți? Câți litri de apă am înghițit eu azi în challenge-ul ăsta? O tonă? 20? Da, nivelul ar fi scăzut cu atâta. Iar acum să vedem rezultatul. Câștigătorul este... Sunete de toamnă? Andreea! De ce eu spun? Aplaudați, oameni buni, aplaudați! Da, eu pe ultimul loc! Aplauze! Întrebări legate mai multe de canalul Orange Blue, cu piesă, cu date statistici. Eugen, asta nu-i scuză! Noi am greșit la întrebările astea! Păi asta am greșit scuză. Asta și zic, invitatul special ia premiul cel mare. Asta e, nu avem ce face. Dacă v-a plăcut acest episod, puneți like-ul și dacă strângem 100.000 de like-uri, facem partea a treia! Și scrieți în comentarii cine vreți să fie următorul invitat special. Vă rog să nu scrieți eu, că nu mai vreau, vă rog să nu scrieți Andreea. Iar dacă vreți să vedeți continuarea acestui challenge, intrați pe canalul Andreei, unde ea acolo este prezentatoare și ne dă întrebări. De data asta, Vlada nu mai este aici, Vlada o pune acolo sus! Dacă vreți să vedeți treabă, Paul! Nu, Vlada! Ce contează asta? Iarăși eu cu Eugen să stăm sus. Da. Prieteni, nu uitați să vă abonați la canal dacă nu vreți să pierdeți următoarele videouri epice de pe canalul Orange Blue. Cu voi a fost Eugen, Andreea, Vlada și Adi. Ne revedem foarte curând. Salut, băieți! Ce mai faceți? Ce faci? Gata!